Biserica Ortodoxă a sărbătorit astăzi izvorul tămăduirii, unul dintre cele mai vechi praznice închinate Maicii Domnului. Bucureștenii s-au rugat pe colina Patriarhiei, unde au participat la Sfânta Liturghie și la slujba aghiasmei mici. La final, aceștia au luat acasă apă sfințită. Sfânta Liturghie a fost oficiată la altarul mare de vară al Catedralei Patriarhale de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. După citirea Sfintei Evanghelii, ierarhul a prezentat date istorice despre sărbătoarea izvorului tămăduirii și a vorbit despre semnificația sărbătorii. Sărbătoarea de astăzi ne arată că Maica Domnului este izvorul nenumăratelor minuni și binefaceri. Ea a primit acest dar de la Fiul ei, care este izvorul ce curge neîncetat, izvorul harului, izvorul dătător de bucurie și mângâiere, de vindecări pe care le-a arătat în timpul lucrării sale mântuitoare, dar și apoi mereu în biserica lui. Mormântul Mântuitorului a devenit un izvor nesecat de daruri duhovnicești și trupești. Noi cerem adeseori în rugăciunile pe care le înălțăm vindecarea de neputințele sufletești și trupești, neștiind care sunt mai grave, ori cele trupești de care uneori suntem afectați, ori cele sufletești, atât de greu și ele de vindecat. Dar avem nădejdea că în biserică primim astfel de vindecări. De aceea alergăm la acest izvor nesecat a lui Dumnezeu, revărsat în Sfinții Bineplăcuți și mai ales în Preacurata sa Maică. Imnografii creștini care au alcătuit slujba de la adormirea Maicii Domnului o numesc pe Preacurata Născătoare de Dumnezeu izvor al vieții. O preaslăvită minune, izvorul vieții în mormânt se pune și scară către cer, mormântul se face. Acest izvor al vieții ne dăruiește și nouă mereu. De aceea cele mai frumoase rugăciuni, acatiste și paraclise, sunt închinate Maicii Domnului, care este izvor de binefacere și fântână a darurilor, așa cum o numește cântarea și rugăciunea acestei zile a izvorului tămăduirii. În continuare, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a subliniat puterea rugăciunii adresate Maicii Domnului și a vorbit despre arătările ei și de minunile săvârșite de aceasta. La aproximativ 400 de ani după minunea petrecută la Constantinopol, în grădina Maicii Domnului de la Muntele Athos, unul dintre mari stareți pe care i-a avut acest loc, Atanasie de la Lavra, mâhnit de încercările prin care trecea el și mănăstirea pe care o conducea, s-a gândit să plece într-un loc singuratic. Și plecând de la Lavra, la un moment dat s-a întâlnit cu o prea frumoasă doamnă îmbrăcată ca o împărăteasă care avea în mână un toiag, un baston. Și râvnitor, asemenea cuvintelor din Evanghelia de astăzi, râvna casei și a locului în care viețuia, Atanasie i-a spus: cine ești? Nu știi că aici nu au voie femeile să intre? Și împărăteasa i-a spus: ca să te încredințezi cine sunt eu, lovește cu bastonul stânca dinaintea ta. Și stânca aceea a izvorât cel mai bun izvor, cea mai bună apă din tot muntele Athos. Și în vremea noastră, vara, când temperaturile cresc și multe izvoare seacă, acesta rămâne amintind de puterea rugăciunii, de partenofanii sau de arătări ale Maicii Domnului la Constantinopol, în muntele Athos, la atâtea mănăstiri și în viața atâtor oameni.
În cuvântul rostit, preasfinția sa a amintit că în cimitirul mănăstirii Izvorul Tămăduirii din Istanbul sunt înmormântați patriarhii Constantinopolului din ultimii 200 de ani. La final, ierarhul a săvârșit slujba aghiasmei mici și a binecuvântat pe credincioși cu apă sfințită.